Hai, salutare! Bine v-am regăsit, dragilor! Bă, n-am mai putut să postez aseară pentru că am fost puțin obosit, dar totuși videoclipul e de ieri. După cum vezi aici, am mai avansat un pic, suntem ziua a treia, luăm reward-urile cum trebuie, cum s-a zis, în fiecare zi, când intri, primul lucru ia-ți reward-urile pentru că primești fiecare zi. Asta o să fie un episod mai lung. Ok, deci ce m-am focusat aici? Exact ce s-am spus și în primul videoclip, da? Facem questele. Cel mai important să ne facem questele în fiecare zi pentru că primim reward-uri. Și având în vedere că reward-urile în jocul ăsta nu sunt foarte multe, aici am încercat să bag codul de Mordecai, care după aceea am aflat că doar de pe telefon poți să-l faci. Asta e. Probabil că următorul episod o să fie Mordecai în joc. Pentru că n-am știut că trebuie să faci de pe telefon chestia asta. Dar acum că știu, nu-i problemă, o să facem. Sper că ați așteptat cu toții seria asta. Asta e un videoclip mai lung. O să vă arăt exact ce am făcut. Uite aici, artefact de 3 e acum de speed. Foarte șmecher. Dacă puteți să faceți dragonul acum, chiar e greu să-l faci la început dacă te-ai apucat doar de 2 zile ca și mine. Dar nivelul 1 și 2 chiar putem face. Ok, aici o să vedem. Încercăm acum, cred că ne punem să facem niște haine pe oameni, pentru că, cum ți-am spus mai devreme, trebuie să rezistăm, să facem actul 1, 2, 3, cât mai multe acte cu doar 2 eroi, ca să le facem direct cu 3 stele. Nu vrem să revenim la ele, pentru că sunt de levele micuțe și nu e cazul. Nu vrei să faci peste, de exemplu, la level, nu știu cât să zic, să ești level 30 pe cont și vrei să faci la primele chapter-uri din campaign. Nu vrei să faci chestia, tu vrei să avansezi în continuu. Sper că vă place lumina din spate. E parfum, m-am gândit frumos. Ok. Aici ce am făcut e, ce s-am spus, am încercat să-mi pun seturi pe ei, chiar dacă nu am foarte multe seturi, că nu stau să zic foarte bine cu seturile, pentru că n-am jucat numai câteva minute, să zic așa, că n-am fost, primele două zile n-am fost foarte activ în joc, dreptii. Acum vreau să vă arăt cum e să joci normal, nu cum e să joci non-stop. Acum că astăzi și mâine sunt liber, o să joc mai mult și o să fac gen mai lung videoclipul sau o să le editez mai mult, o să vedem. Așa, aici cum ți-am spus, uite acolo, level-le vin în continuu. La început ți-am spus, fă-ți questele în continuu, de la missions. Practic scopul tău la missions e să-ți faci arbiterul. Da, o să dureze foarte mult. Abia mi l-am făcut de vreo 4 luni pe contul principal, arbiterul. Deci da, e de cale foarte lungă. Dar măcar știi că ai o chestie care urmărește, știi? Bă, vreau să-mi iau arbiter peste 7 luni, 1 an, 8 luni. Free to play. Care arbiter e best. Deci în arena cel puțin îți dă un boost imens arbiterul. Aici suntem cam la limită, vezi, cu ăla cu 1. Da, sunt șanse mari să moară, dar o să vezi pe parcursul videoclipului că am început să-i îmbrac decât să le pun ceva seturi la principalii eroi și merge destul de bine. Adică pot să bag și boss și o să vezi mai târziu că pot să fac și aici mai am încercat alt promo code care ăsta se pare că nu mai e valid. Asta e. Deci singurul care e valid acum e Mordecai, dar ți-am zis trebuie să intri de pe telefon sau dacă ai multi-stacks, dar nu mai l-am instalat. Deci practic acolo zice iOS sau ăsta, cum îi spune, Android. Deci multi-stacks-ul ar fi Android practic pe calculator. Aici, cum ți-am zis, queste în continuare, queste. O să vezi pe parcursul videoclipului că, cum ți-am zis la început, în primul videoclip sau în al doilea, nu știu când ți-am spus, scopul principal e să îl facem pe eroul principal care ne-am ales noi, în momentul de față nu-i Kale, e asta cum zice, Aethel, să-l faci de 6 stele. Dar o să vezi pe parcursul videoclipului că s-a întâmplat o chestie, am prins cea mai bună comună din joc, care merită crescută la început, deci chiar merită crescută. O să vezi mai încolo despre ce e vorba. Sunt vreo 2-3 comune în joc decente, dar eu cred că am prins-o pe cea mai bună, sau mă rog, top 2, să zic, hai, poate că e alta mai bună decât asta.
Mai deschizi pachete pentru că tot timpul simți că ai nevoie să mai deschizi câte ceva, plus că ai și quest-ul ăla să deschizi 3 în fiecare zi. Deci 3 chest-uri să deschizi, no? Indiferent ce prinzi înăuntru. Mai greu cu rarele, văd că nu prea am avut noroc să prind rare. Cum din chest-uri de-astea, șansele ca să prinzi o rară sunt destul de picuțe drepte. Deci nu poți neapărat să te bazezi că, bă, o să deschid o rară și bună. No, șansele sunt foarte mici. După cum vezi, aproape că dau one shot cu Aethel, deja dă destul de bine. Chiar nu pot să mă plâng cu el. Ok. Am văzut acolo în comentarii că mi-a scris să mai povestesc despre seturi, despre chestii de genul ăsta. Ok. La început o să-ți trebuiască seturi de lifestyle, dar combinat cu speed. Aia ce înseamnă? Păpucii trebuie să fie neapărat, cum am zis și videoclipul trecut de am prins buția aia de lifestyle, trebuie să fie cu speed. Deci ai nevoie să se miște și foarte repede eroii tăi, pe lângă faptul că ai și lifestyle-ul ăla care, da, e foarte bun. Pentru că vrei, nu ai foarte mult damage, nu ai foarte multă defensivă la început, nu ai așa seturi bune, dar vrei să-ți iei o parte din damage-ul care îl dai înapoi. Asta e foarte bine la început. Foarte bine și pentru momentul când o să vrei. Aici caut un guild ăsta de român, dar nu foarte mare succes. O să vezi că aleg să mă duc în alt guild. Bine, o să dau apply, practic, nu o să mă duc în el. Nu știu dacă m-a dat accept, n-am intrat astăzi. Adică astăzi e deja a doua zi când refilmez videoclipul de ieri, că l-am făcut ieri. Și astăzi, efectiv, mă fac review-ul la el, cum ar veni. Ieri l-am jucat. Așa. Ok, deci cum ți-am spus. Speed combinat cu lifestyle. După un timp, după vreo 5-6 luni, când o să ai deja seturi multe și bune, o să te axezi în 90% pe speed. Pentru că, da, vrei să dai foarte repede, mai repede decât amicul tău, și pe arena, și pe dungeon-uri, și în oriunde. Oriunde vrei, și în climb boss, mai ales în climb boss. Vrei să dai foarte repede, să dai gen de 2 ori, tu până dai el odată. Aici ne luăm reward-urile. Cum ți-am zis la început, te bombardează cu queste, cu chestii care le-ai făcut tot timpul când ai book, l-ai pus pe rolul tău principal, îi avansezi un spell, e foarte bine, vrei să-l duci la maxim neapărat, Aethel-ul. Cu cât dă mai bine, cu atât pică mai ușor mobi și, cum am zis, neavând seturi bune la început și eroi mai... E greu totuși să faci multe quest, multe astea run-uri la campaign. Să tot avansezi, tot avansezi cu doar 2 eroi care nu prea ai nici seturi pe ei, nici nu-s epici sau legendari sau așa, și să le faci de 3 stele e greu. E foarte greu. De aia, orice ajutor, cum îți bucurile, cum așa, folosește de ele. Pune-le pe tine, pune-le pe eroul tău principal, ai nevoie de ele, vrei să fie mai tare eroul. Așa. Mere bine, mere bine, vă că... Așa, stai un pic, o secundă. Mă, dacă tot suntem în AFK mode, în sensul că îl lăsăm acum să facă el ce trebuie acolo. Da. O să mă uit peste comentarii. Să văd ce mi-ați mai scris comentarii acolo, să văd. Am instalat așa, vreau să un level, nu am băgat niciun leu. Așa, ce eroi sunt buni pentru combinații de dragon, paianjen, golem. Chiar și la început. Nu știu dacă chiar e nevoie. Aici mi-a scris Art of Lore, mi-a scris ceva. Nu știu dacă chiar ai nevoie la început să știi gen eroi de paianjen, de golem, de așa, nu știu. Hai mai bine să-i facem împreună în momentul când ajungem acolo. O să vezi ce și cum o să folosești și atunci. Încă nu suntem la nivelul ăla cum mai am la paianjen. Paianjenul e departe. La ce suntem noi acum pe cont, ziua a treia, nu ai ce căuta la paianjen. Chiar nu ai ce căuta, crede-mă. Deci paianjenul e drum lung până el. La dragon mai, să zicem că chiar am încercat câteva de dragon mai încolo, să vezi. Și mi-a mers decent, adică am urcat cred că una sau două sau trei, nu mai știu exact level-ele. Decent. Da. La început, nu te interesează chestiile alea, deloc. Focusează-te pe main quest, ia cât mai multe reward-uri, fă level-e cât mai multe și campaign, mult campaign și ridică-ți
primul erou la 6 stele. Asta e cel mai important, asta te interesează la început pe tine. Nu te interesează dragon, nu te interesează golemii, nu te interesează chestiile astea. Echipamentul, cum ți-am zis, lifestyle, foarte mult. Vezi unde sunt dungeon-urile care primești lifestyle. Ăla-i dragonul, încearcă să faci și dacă poți mai de 3, dungeon-ul de 3 de la dragon sau de 4, până unde poți să avansezi, nu treci mai mult. Dacă vezi că run-ul tău nu e 100%, adică dacă faci, de exemplu, 10 run-uri, da? La nivelul 5. Și din 10 numai 6 le termini. 4 nu reușești. Du-te cu un rank mai jos, încearcă 4-le. Și dacă sunt reward-uri mai mici, ideea e că le faci 100%. Deci tot timpul o să ajungi la sfârșit, îl termini și primești reward-ul. E mult mai worth it decât să încerci un nivel mai mare și bal faci, banul termini, știi? Fă-l exact până unde poți să termini. Deci cred că o să și moară asta. Da, moare. Asta e la început, te cam chinui. Mai ales ce fac eu, că încerc să le fac direct cu stea, cu 3 stele, greu. Când ai seturi, n-ai eroi wow, știi? Îți dă doar eroi care îți dă la început. Deci nu sunt foarte bun. Da, eroul principal e de ce? Dacă mai primi ceva seturi. Dar asta te ajută foarte mult, dacă vrei să avansezi, clar. Dar după cum ai văzut și acolo, ce fac eu practic? În continuu ce fac? Fac doar queste. Dacă ai văzut acolo. Doar queste. Mă uit să văd ce quest am de făcut. Ăla, să nu ies din quest. Și tot timpul când vrei să faci ceva în jocul ăsta, uite să vezi, bă, înainte de toate, am ceva quest să fac. Ok, fă-le pe toate aia, după aia, cale lungă, dă-i, tati. Fă ce vrei tu. Uite acolo, quest, reward, reward, vezi cum vin reward-urile, în continuu facem reward-uri. Așa, nu prea mulți eroi, asta e viața, aici mai fac niște schimbări, pentru că am simțit că e cazul. Având în vedere ultimul eșec care l-am avut, că am murit acum la ultimul boss. Și nu e chiar ce mi-am dorit. Dar în același timp, cum îi îmbrac pe oameni, urmăresc și firul questelor, știi? Deci nu le îmbrac de capul meu, numai să le îmbrac, numai așa să fie. Nu, pui și la queste. La cui pe suport ai bla bla bla, ok? Dăm pe el. Ăsta e suport, da? Le facem la cât uiți acolo? La plus 4. Tot setul la plus 4. După level 40, vezi acolo s-a băgat opțiunea aia nouă, cred că de vreo câteva luni s-a băgat update-ul ăsta, că se face instant upgrade, adică apăși plus 4 s-o face instant și ți-a banii. Nu mai stai, vezi cum se încarcă 1, 2, fail, iară 1, înțelegi? Dar aia la level 40, n-am știut. Eu am crezut că e instantă chestia asta, că nu, e pur și simplu am văzut la mine pe cont. Dar nu, la mine pe cont sunt vreo 70 ceva level, știi? Deci nu m-a afectat că level 40, bla bla. Bă, dar roșu ăsta se vede blană în spate. Bă, pe rozii, e parfum pe roz. Bă, ce pot să zic? Mersi băieți că mă susțineți, mersi că ați scris acolo comentarii, chestii, chiar mi-a plăcut. Place să le citesc. Nu m-am gândit că o să am atât susținere la jocul ăsta, având în vedere că am început canalul cu alte jocuri, complet alte jocuri, și așa, printre ele mai băgam și câte un videoclip cu Raid. Printre ele, așa, unul, după aia are 50 cu altceva și tot așa. Deci, mersi. Și apreciez dacă dați și la videoclipul ăsta un like, să continuăm seria. Acum sunt 2 zile libere, o să am timp să postez mai des puțin, mai lungi videoclipuri, o să le editez mai mult. Și să vedem până unde ajungem. Uite aici, despre asta ți-am spus, Shieldguard-ul, uite-l. Shieldguard-ul, dacă îl te uiți și pe net, e top common în joc. E top common, uncommon, scuză-mă. Uite, exact verde ca și ce am acolo în spate, verde. Deci e cel mai șmecher, părerea mea, și cu Armeger, Z2. Armeger și cu Shieldguard. Sunt foarte, foarte mișto, chiar și în late game. Deci poți să-i creești liniștit pe ea. O să vezi că chiar o să încep să-l și folosesc. Aici aveți, ne trimite quest-ul să facem la dungeon ceva. Nu e nicio problemă că la început îți dă să bați nivelul 1, 2. Poți să-ți faci de o echipă de 1, 2, deci nu e problema. Uite ce level am la eroi, adică 1, 1, 9, 24 și n-am set pe toți. Chiar n-am set pe toți, am vreo 2, 3 ceva rămășițe de set. Acum ziua 4 o să fie ziua mare, pentru că mă refer la mâine când o să postez. Pentru că primim a 4-a bucată de set de lifestyle. Aia ce înseamnă? La 4 bucăți se aplică și efectul.
Da? Deci chiar o să primim lifestyle. Până acum am avut doar 3, deci nu se aplica. Acum la 4 bucăți o să și se activeze chestia cu lifestyle-ul, ceea ce e... Și o să ne gândim pe ce erou să punem chestia aia. Ori pe erou principal, ori pe shield guard. Să vedem pe care, pentru că amândoi mi-i plac foarte mult, sincer îți spun. Chiar dacă am zis că o să mă focusez doar pe erou principal care l-am prins, și shield guard nu e de neglijat. Deci nu o să-l folosesc ca și mâncare, niciun caz pe shield guard. O să-l cresc așa treptat, nu o să mă focusez prea mult cu resursele pe el, pentru că mă țin după ce ți-am spus la început. Erou principal, level maxim. Dar așa, mai o să arunc câte un ochi și pe shield guard, dacă nu prind altceva mai bun, clar. Dacă, de exemplu, prind pe apotecării, apotecării the best, tati. Plus că în 4-5 zile o să ne vină și ronda, legendara. Da, care ți-o dă pe gratis dacă faci login fiecare zi. Deci e acolo iar e discutabil și ăla vrea să-l crești, numai ăla e alte resurse acolo el. Pentru că acolo când bagi buc în el la spell-uri, nu mai pui rare sau comune sau bucuri de alea simple, știi? Acolo străbă legendare. E un pic altceva. Alea legendare le găsești mult, mult mai greu. Deci o să vezi ca free to play cărțile legendare o să le întâlnești foarte greu în joc. De-aia trebuie să le ții și să te gândești bine. Bă, sigur vreau un erou ăsta să le bag, da. Alea comune, rare, chiar și epice, poți să mai zici, hai că vreau să-l încerc pe ăsta, hai că încerc să bag în el. Faci rost de ele. Parcursul jocului, dacă joci, faci rost. Foarte multe. Dar alea legendare, mai greuț. Exact ca și shardurile. Și sharduri. Legendare o să întâlnești foarte greu în jocul ăsta. Și epice, dreptică și epice. Pentru că și în epice sunt foarte mulți eroi buni care poți să prinzi. Plus că poți să prinzi legendari. Dar legendarele mai ales, shardurile, greu, greu. Și exact la fel e și cu bucurile. Deci de-aia, trebuie să te gândești foarte bine la un erou legendar dacă prins, cum e Ronda, de exemplu, dacă chiar vrei să te implici, să pui toate resursele în eroul ăla. Pentru că altele nu o să mai întâlnești foarte repede. Aici cred că, da, am refăcut dungeon, am vrut să văd dacă pot să-l fac iar cu 3 stele și am reușit acum, de data asta. L-am reușit pentru că m-am pus niște seturi, am mai făcut niște levele și, da, când te implici un pic și mai pui ceva pe el, îți iese. La fel, tot aia doi urma. Și continuăm, facem, ți-am zis, cel mai important lucru e ăsta. Fă în continuu. Numai questele de început, combinate cu campaign-ul. De preferat cu doi eroi, cum ți-am zis la început, nu pune mai mulți. Pentru că nu vrei 2 stele, nu vrei o stea. Vrei 3 stele direct ca să-ți faci maxim de reward-uri și să profiți la maxim de energia ta. Pentru că dacă revii peste, nu știu, o săptămână, când ai eroi mai puternici, la questele vechi, la campaign, să-ți faci nivelele mai vechi, alea mai slăbuțe, practic ai irosit degeaba energie. Pentru că nu-s reward-uri foarte mari la aici, deci nu-ți pică ceva să zici, mamă, îmi pică ceva pe puș de 6, nu, îți pică prostii. Și nu vrei să te reîntorci la prostirea pentru o săptămână. Știi? Vrei să avansezi, să faci cât mai mari nivele, știi? Nu vrei chiar aici să rămâi. Da, încearcă să-ți pui tot ce mai bun pe cont, seturi și bucuri și așa, pe cei doi eroi care vrei tu să-i crești și care vrei să îi vezi cât mai des în campaign. Cel puțin pentru o săptămână. Nu știu, 5 zile, 6 zile. Cât vrei să te joci numai campaign în continuu și să avansezi, să faci cât mai multe queste și reward-uri, bagă-ți tot ce ai mai bun în cei doi eroi. Și între timp, da, mai fă câte un dragon, cât poți, nivelul 1-2, cum ți-am zis, nu te haloși, nu te băga la nivele mai mari, doar pentru că, wow, l-am făcut odată, nu se merită. Pierzi energie. În momentul când tu faci un dungeon și nu reușești să-l duci până la capăt, ai pierdut energie și timp. Și numai te enervezi. Hai să vă mai am ceva comentarii aici. Așa, îți dă codul Mordecai, aici mi-am zis cineva, ok. Dacă începeai cu seria asta acum 2 zile, m-a ajutat foarte mult. Nu știu, asta cu 1T5 Ricky, asta nu merge. Mai așa, bonus energy, chiar ajută foarte mult. Seria asta, da, începători, dar păcat că nu e multă lume care joacă. Bă, să știi că e foarte multă lume care joacă. Cum am zis și răspuns aici, și eu am crezut că nu sunt foarte mulți care joacă, cel puțin români.
Hai că afară am văzut că sunt câteva canale care au efectiv sute de mii de oameni care urmăresc. M-am gândit că România nu sunt așa de mulți, dar când am văzut că vin vizionările, vin like-urile, vin așa, ca la... Am avut multe jocuri la care mă așteptam să vină, de exemplu Albionul, Rai, ăsta, Hearthstone, care efectiv am peste 100 de videoclipuri cu ele pe canal. Și m-am gândit că acolo sunt vizionările, dar se pare că nu, oamenii joacă jocul ăsta. Deci efectiv mi-a dus peste 20 și ceva de subscriberi în două zile jocul ăsta. Ceea ce eu de obicei aveam media undeva pe canal la 18-20 de subscriberi, hai 30 maxim, de subscriberi pe lună. Deci pe lună. 20 de subscriberi în două zile, cred că e cam bine, știi ce zic? De-aia am și ales să continui, chiar dacă vedeam, de exemplu, după prima serie, primul videoclip care l-am postat, că efectiv aveam 10 view-uri și 2 like-uri, nu mai continuam. Nu mai continuam. Uite aici, aceeași chestie, cum ți-am zis. Queste. Îl facem pe ăsta la maxim, dar vreau să-l și las. Îl fac numai de 3 stele. Asta e, sacrificăm niște mobi. Probabil că era mai bine să-i păstrez pentru eroul principal care am zis că o să mă bazez pe el, dar cam asta a fost tot ce am făcut momentan la început, investiție în shield guard, nu vreau să mai fac nimic altceva. L-am făcut de 3 stele, acolo rămâne. De acolo. O bucată de deja asta, o bucată. Iar mâine când o să am setul complet, o să mă gândesc între ăștia 2 eroi pe care să-l pun. Deci chiar o să mă gândesc bine, pe care să pun eu setul de lifestyle. Cred că totuși 8 îl câștigă, cred, nu știu. Aici nu o să-mi iasă, pentru că, după cum vezi, totuși level 1 și îl gardă. Dacă chiar dacă l-am făcut 3 stele, level 1, nu am set pe el nimic aproape. Și moare. Și aici cred că am ajuns la concluzia că e mai bine să fac cu 8-l singur. Îl scot, da, și fac doar cu 8-l. Poți să faci și cu un singur erou. Și atunci toată experiența se splituie doar la un nou. Nu mai ai 2-3 la care se merge asta, ai un singur numai, știi? Ceea ce e destul de bine, dacă stai să te gândești. Mai zic dacă vrei un erou să ți-l crești, deci vrei să-ți crești un erou, să-ți-l faci maxim, cam asta trebuie să faci. Dacă reușești să faci cu un singur erou dungeon-ul, e perfect. Dar o să fie destul de greu. Totuși, 1 versus 4, 3 ture la rând. Că, după cum vezi, până și mie mi-e greu. Dacă aveam lifestyle-ul pe el, dar era altceva. Pentru că la AOE-ul ăla care l-ar fi dat, era în full viață, probabil. Da, vezi? Că, la limită. L-am făcut la limită. Da, l-am terminat. Level 13. Level-le merg bine. Am continuat, că am văzut comers. Chiar dacă am fost la limită. Am văzut comers. Apropo, bună dimineața. Deja mi-e gata cafea, trebuie să mai fac una. Și după aia mă și pun să filmez următorul videoclip, așa încet, încet. Că, na, știi tu, când lucrezi și mai ai treburi și chestii, să faci timp când poți. Dimineața, seara, să le postezi, să le faci, să le editezi. De-aia îmi pare rău că n-am putut să postez aseară asta, dar am venit rupt în gură de la lucru. Dar jocul, cum ți-am spus, l-am jucat ieri. Deci chiar în ziua a treia. Doar că acum comentariul peste îl fac următoarea zi. Suntem în 12 acum. Mă rog, în 14, scuze-mă. În următoarea dată, 12 a 14, stai un pic, e invers, 14 a 12. Mai era destul de bine. Deci după cum vezi, și cu unul singur pot să fac decent. Cu un erou cât de cât, cum ți-am zis, mâine o să fie altceva. Când pun tot setul ăla pe el, de lifestyle, altcumva o să fie, altceva o să fie. Și la dragon, când o să merem, altcumva îți refaci viața. Pentru că damage-ul uite care. Deci nu poți să zici, damage-ul chiar e bun, e acolo. Deci nu poți să spui că nu are damage. Are chiar ok. Uite încă o carte. Ne-am făcut și quest-ul, frumos. Da? Acum chiar cred că am și quest-ul ăla să-mi fac un erou să bag o carte în el. Și bag două, pentru că mai am avut încă una. Da, și am făcut și quest-ul, vezi?
Deci tot timpul să-ți maximizezi. Niciodată nu fă o singură chestie. Fă o chestie care știi că se aduce două chestii, cum a fost aici. M-am făcut erou mai bun, am făcut și quest-ul. Da? Aici asta e simplu. Get a referral wing. Apeși numai pe ăla, ți-l dă. Gata quest. Aici jucăm arena. 3 arena trebuie să joci. Nu zice să câștigi, să le pierzi. Joacă 3 arena. Prima dată spui defensiva, spui 2-3 eroi acolo ce ai tu. Irrelevant oricum la început, deci nu este prea, e foarte important arena, o să-ți dea niște reward-uri, o să-ți povestesc mai târziu despre arena, nu are rost acum să-ți spun despre ea, că suntem la început și să-ți povestesc doar chestiile pe care ne focusăm de la început. Deci nu, pe parcurs cum o să ajungem, bă, gata, hai să ne băgăm acum pe arena, avem cât de cât echipă, o să spun care treaba cu ea și ce reward-uri și ce să urmărești. Dar momentan nu e cazul. Nu e cazul, îl jucăm doar pentru că avem quest, atât. Și o să ai și quest zilnic cu să câștigi, cred că, să nu să câștigi, să joci 5 arena, parcă. O să le joci pe alea 5 și asta e. Îți place, nu-ți place, îți pui acolo eroii tăi care ai, oricum o să întâlnești eroi ca și tine la început. Nu o să întâlnești eroi foarte buni sau oameni care au, nu știu ce, eroi echipați. Te dă cam în funcție cum ții contul ție. Dacă contul ții la început, cam de aia să te bați cu ei. Deci vezi, am câștigat toate 3 arenele. Mă bucur să joc 3, le-am câștigat pe toate 3 din 3, parfum. Unlock a Champion Mastery. Ok. La Kale, eu activăm direct pe care știu eu că tot timpul la atac ne trebuie. Critical Rate. Tot timpul ai nevoie de Critical Rate pentru că vrei să ai 100% la eroi principali, că vrei să se aplice toate spell-urile care le ai. Aici avem quest să jucăm Minotaurul, da? Efectiv îți pui toți eroii tăi care ai acolo, echipați, neechipați, level 1, 2, cum îi ai, și te duci. Având un erou bur, cum e deja Aether, cât decent, o să faci dungeon-ul, fără probleme. Pentru că levelele la început sunt foarte ușoare, sunt făcute să le poți face dacă ai cât de cât eroi. Acolo, dă umplutură, să dea unul heal, să dea unul atac, deci nu-ți trebuie wow pentru primele nivele. O să mai moară din ei, nu te interesează, aici chiar nu te interesează cu stelele, aici nu trebuie să faci 100%, adică nu trebuie să ai un singur erou să faci dungeon, nu să primi 100%, nu. Aici în Minotaur, pentru care nu știe, reward-urile sunt niște tomuri care poți să le faci unlock la mastery, la eroi, și îți dă random în funcție de eroi care ai. Deci dacă mi-am băgat pe ăștia 5 și termin quest-ul, îți dă random la el. La început îți dă numai 5 sau 4 bucuri și pe cum avansezi tu mai multe îți dă, să poți să faci mai multe nivele. Și îți dă la oricare din ăștia, vezi? Acum, de exemplu, n-am dat stat să văd, cred că m-o dat la Shield Guard. Și avansăm. Cum poți să-ți dai seama dacă ești pregătit pentru un anumit nivel? Încep dungeon-ul și efectiv mergi în față. Să vezi, poți să-l fac 2-ul. Da, l-am făcut. Poți să-l fac 3-ul. Da, la limită. Te bagi o dată la 4, vezi că nu-l faci, merg înapoi la 3. Merg înapoi la 3 și acolo farmezi. Pentru că înseamnă că ăla e dungeon unde poți să farmezi cât de cât safe. Să nu irosești energia. Nu are rost, cum ți-ai zis mai devreme, să te haloșești, să zici, bă, dar uite, am putut să fac și 4, greu. Nu. Fă-l dacă le faci mai simplu, ca să fii 100% că profiți de energia care e. Chiar dacă reward-urile sunt puțin mai slabe. Pe termen lung, crede-mă că worth it. Nu vrei să pierzi energia. La început o să-ți dea mult pentru că faci multe queste. Dar o să vezi că o să ajungi într-un punct când nu mai ai energie și o să stai până a doua zi ca să mai primești ceva energie. Atunci o să-ți pară rău, să te gândești, bă, dar de ce am pierdut energie? Că am încercat Dragon 5 și am pierdut 50 de dungeon-uri, am făcut aiurea și am murit și numai 6. Nu vrei să ajungi în situația aia. După cum vezi, aici deja începe să fie greu, parcă, la nivelul 2. Un pic mai greu. Vezi, am rămas cu unul singur numai, dar care e foarte bun. Deci ăsta singur, cred că ar putea să-l facă și singur dungeon-ul. Sau, nu știu dacă chiar la, poate la limită ar face. Mi-am făcut quest-ul, următorul quest e și făcut. Poți să le faci în avans. Winnie, așa, life, bla bla bla, artefact. Am mai de trimite înapoi să faci cu un, cum îi spune, să-ți faci o bucată din fiecare set de life. Asta e la primul chapter unde am făcut. Deci trebuie să câștigi papuci, costum, mănușă, cască, deci una din fiecare, știi? Și după aia, probabil, cu următorul quest, să le pui pe toate pe un erou. Vezi? Sabie, prima. Next.
Tu este tot timpul să primești reward-ul, că este câteodată când primești erou. O să vezi, cred că și-am primit un erou. Și tu trebuie să te reîntorci la quest care nu ai obținut-o, arma sau mânușa. Îl mai faci o dată până îți dă chestia aia. Pentru că este când îți dă și eroi. Dă 2, dă 3. Ok, Faction Wars. Vezi, aici de exemplu am primit... N-am primit arma sau n-am primit artefactul care trebuia. Am primit un... Asta, cum îi zice, shard. El o să se mai refac o dată. Pentru că aia e. Bă, dar ce blană se vede și cu movul în spate. Mamă, mamă. Trebuie să apreciez că se vede fain. Dacă vine și lumina afară în sfârșit. N-am vrut să mai aprind lumina să se vadă mai bine. Acum începe să se mai lumineze afară. Deci automat mă vedeți puțin mai bine. Bă, parcă m-a plăcut să fac un videoclip mai lung. Pentru primele două n-am avut timp, că eram tot cu lucru, prins, chestii, editează, vin rupt în gură de la lucru. Greu. Greu. E greu. Poate că înțelegeți cei care sunteți cu școală sau cu lucru, că e greu să, de uneori să te și joci. Dar păi să mai filmezi, să editezi, să mai faci voice-over și chestii de genul ăsta. Îți ia prea mult timp. Valerie, un erou bun. L-am primit pe gratis, asta poți să-l prinzi la primul chapter dacă faci de mai multe ori, șansă mică, că e rar, dar e un erou bun. De început e foarte bun. În late mai puțin, dar gen primele chiar și 2-3 luni, dacă nu ai ceva mai bun, gen e un erou care poți să-l folosești la dungeon-uri. Destul de efectiv, adică te ajută foarte mult erou. Îți dă shield-ul ăla care la început nu prea îl întâlnești, adică pe eroi din ăștia chiar la început ce primești tu uncommon sau așa, nu prea ai spell-uri ca Valerie. Și rare, multe sunt care sunt mai slăbuțe, mult mai slăbuțe decât Valerie, de-aia dacă îl prinzi, folosește de el, e bun. Așa. Mă, merge destul de bine. Merge destul de decent. Deja am și level destul de mare pe Aethel. 28. E destul de ok. Are treaba, merg, uite acolo, one shot, frumos. A fost one shot, aici suntem așa. Acum am văzut că nu mi-a dat quest, nu l-am terminat, deci înseamnă că ceva nu am făcut, da? Deci nu mi-a dat o resursă. Și acum am uit să văd exact, ok, din 5 din 6, de ce? Și acum am uit să văd ce anume nu am obținut. Deci am papuci, am așa, bam, 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 ce nu am? Nu am cască, da? Mă duc înapoi la quest. Unde e life-ul și caut casca. Unde e? Încă tot asta. Pentru că, cum ți-am spus, mi-a picat shard-ul ăla. Mai refac o dată până îmi pică casca. Asta e foarte bine la început să faci quest-ele astea, toate la început, pentru că nu vrei, când ești foarte mare, să te reîntorci la quest-ele astea care par foarte slabe, adică peste 15-20 de zile o să se pară foarte prostii quest-urile astea și nu mai vrei să te reîntorci la ele, că-s nașpa, prea de început, prea nu vrei să le faci, dar la început e destul de ok. Pentru că primești încă experiență, nu ții levelul la cont foarte mare, ești chiar la început și tu și atunci chiar să zici că se rentează să le faci, știi? L-am îmbrăcat, am făcut quest-ul, perfect. Cui părerea ta, că bla bla bla, 6, trebuie să faci de level 8 aici. Level 8 trebuie să le faci. Aici m-am încurcat puțin, dar m-am revenit după aia imediat, că n-am înțeles exact. De-aia tot timpul trebuie să citești foarte bine questele, că sunt câteva mai tricky. Așa, eu le-am pus pe ăsta, setul. Dar am pierdut numai câțiva bănuți, deci nu pot să zic că am pierdut neapărat foarte mulți. Ce n-am văzut acolo, că trebuie să le dau equip de 6 de atac, așa cum le-am pus acum pe ăla, dar, cum le zice, trebuie să fie de rare. Și eu le-am pus pe un uncommon. Asta a fost greșeala. Le-am pus pe uncommon. Aici tot timpul ne uităm să vedem dacă mai primim ceva reward-uri. Sunt tot timpul eventuri în jocul ăsta. Care inevitabil particip la ele, pentru că făcând chestii în joc, jucând jocul normal, particip la ele. E automat, e simplu. Așa. Aici nu știu ce am făcut, stai să vedem. Așa. Am pus să... le fac efectiv la 8, da. Și după aia m-am dat seama că nu s-a făcut quest-ul și m-am uitat mai bine și am citit că trebuie să fie rare. Și le-am pus pe erou principal, pe Aethel, pentru că ăla e rar.
Și aia ne mai încurcăm un pic, am pierdut niște bănuți, pentru că în momentul când muți de pe un caracter pe altul, pierzi ceva bănuți. Dar, după cum vezi, deja avem 1.000.000. Bă, 1.000.000 în primele zile, n-ai ce să se evoluezi foarte mult. Adică n-ai seturi să zici că, bă, vreau să mă duc ceva la plus 12. Nu ai ceva, wow. Știi ce zic? Adică și ăsta, dacă stau să mă gândesc, e set de 3 stele. Nu e. Nu e ce vrei tu, de exemplu, pe asta săptămână, o să le arunci astea. Că-s chiar la început, numai bune. 3-4 zile cât să ai un pic de boost, să poți să-ți faci niște queste, niște dungeon, niște, înțelegi? Deci o să vezi că nu-i genul de set care o să ai nevoie peste timp. Așa, vezi că îți dă deja multe failuri. Ca noroc că nu costă foarte mult să-ți faci upgrade-ul. Dar văd că failurile chiar vin, mă. Deci sunt niște failuri destul de acolo, uite acolo. Bă, deci mă dă la failuri ăla foarte multe. Apropo, nu știu dacă v-am zis videoclipul ăsta. Like, subscribe, băieți. Dacă vă place seria, o să continuăm, cum ți-am zis. Nu mă las dărâmat de muncă și de probleme și de chestii. Fac zilnic, măcar până la episodul 100 vreau să ajung. Până la episodul 100, după aia vedem. Deci aia înseamnă 100 de zile, da? 100 de zile, sunt asigurați pe canalul ăsta că o să vedeți content de calitate dacă vă place jocul ăsta. O să avansați cu mine împreună. O să vă arăt exact. S-a zis, când o să ajung în momentul când, de exemplu, facem dragon, o să vă zic niște tactici, niște chestii, ce anume trebuie să urmăriți. Când o să ne băgăm, de exemplu, pe arena, o să vă zic exact ce ai nevoie, ce nu ai nevoie. Dar momentan vreau să fie cât mai simplu pentru voi și vă explic doar ce anume fac eu în joc. Nu vă zic în viitor. Nu zic, bă, uite, pentru arena, nu știu, un platinum ai nevoie de X sau Y. E, până acolo mai este foarte mult, deci nu e încă cazul de chestii de genul ăsta, știi? Așa. Ok. Da, da. Acum am uitat să văd de ce nu s-a pus quest-ul, știi? Cum s-a zis mai devreme. Ceva nu s-a întâmplat. Deci trebuia pe un erou de rar să fie. Acum pierdem niște bănuți. Da. Hei, avem destui, da? Nu-i problemă. Nu-i problemă, are tata bani acolo. 30.000 la bucată pierdem. Pentru că le 12.000, depinde și de item. 30.000. Asta e. Dar nu ne lăsăm, pentru că scopul principal, ți-am spus, îi să ne facem questele, da? Mission complete. Bun, am luat bănuții, următorul e făcut. Așa. Aici cred că n-am mai continuat cu questele. Am început, cred că, să mai îmbrac niște eroi. Vezi cum e la început? Cum ți-am zis, vrei să încerci și dragonul ăla, pentru că-s reward-uri bune, mai ales acum cum e și eventul ăsta cu ori 3 speed, ceea ce ți-am spus chiar la începutul videoclipului, că ai nevoie de speed. Vrei să-ți faci 5 eroi, pentru că așa se bagă în arena, 5 și un leader, care au set decent pe ei, cât de cât să poți să încerci, vezi cum am încercat acum, să faci la dragon, să încerci măcar la nivelul 2, 3, 4 dacă reușești. Probabil dacă puneam mai multe chestii pe mine și mai bun set, reușeam și să mai avansez un pic. Dar așa, cred că la 2 sau la 3 m-am oprit. Nu știu exact. Cred că la 2 m-am oprit. Pentru că, după cum ai văzut, am, cred că, pe 3 eroi set și 2 sunt dezbrăcați, plus că unul e level 1, unul e 5. Greu așa, știi? Trebuie totuși ceva să investești în ei ca să poți să-ți mai avansezi un pic. Pentru că nu e cel mai greu dungeon ăsta, dragă-mă, deci o să vezi pe parcurs, nu o să mai ți explic despre dungeon-ul. E chiar printre cele mai simple de făcut, dar când chiar ești dezbrăcat și n-ai nimic eroi, cam orice e greu, știi? Deci nu este o chestie foarte simplă în jocul ăsta. Poate campaign-ul. Deci la campaign, chiar cum avansezi în ritmul ăsta mai încet, așa, e saltul de la nivel ușor la mare, e destul de lent, adică e permisiv jocul, deci poți să avansezi destul de mult cu un set slăbuț pe tine, așa, o să vezi că poți. Când deja ajungi în momentul când nu mai poți, atunci mai trebuie să te gândești, bă, mai trebuie ceva set, permite să faci niște levele sau... Uite, shield-ul ăla, vezi, că ți-am zis. Am primit
cu defense, nu vrei să vezi defense, deci flat stats, adică să nu fie cu procent, nu prea te interesează, nici la început măcar. Chiar dacă chestia asta, să zici că se aplică mai mult în late, că mulți zic, bă, uite, în late game nu ai nevoie de iteme care sunt flat stats, deci vrei tot timpul să fie cu procent, HP, procent, defense, procent, attack, procent sau speed sau chestii de genul ăsta, sau critical rate, procent sau așa. Dar eu sunt de părere că nici chiar la începutul jocului nu ai nevoie de itemele alea. Sunt foarte slabe. Efectiv, sunt foarte slabe. Vrei să găsești doar artefacte care au procent din. Pentru că din start sunt mai multe abilități, mai multe... Asta... Dă și obosit. Nu mă băd destul de cafe. Deci, în principiu, să urmărește artefactele care au procent din orice. Nu contează. Deci, chiar la început nu te interesează neapărat să fie, nu știu, critical rate în mănușă, că aia e cea mai bună. Sau critical damage. Bonus și HP, mai să fie procent. După cum vezi, la nivelul 2 dă un pic de damage de la dragonul. Deci nu pot să zic că nu dă, pentru că dă. Da, ei te rezistă bine și or. Exemplar pot să-i zic că dă destul de bine și cum ți-am zis, când o să fie și setul full de lifesteal, cele 4 bucăți, o să dea și mai binișor, adică numai că o să dea mai binișor, dar o să reziste mai bine. Protect-o, venit acolo bine. Și de că am reușit să-l fac fără să moară vreun erou. Uite, armă, cu atac. Armele tot timpul au atac. Restul resurselor am văzut că nu erau bune acolo, HP 1%, dar bine, nu poți să ai pretenții la multe statusuri la început, pentru că și statusurile alea care ți le dă să le faci upgrade sunt în funcție de levelul itemului. Și dacă itemul e de 2, nu prea ai ce pretenție, adică acum a fost acolo HP procent 1% numai. Da, e item de 2, adică gândește că până la 6. Deci poți să prinzi până la nivelul 6, da? E clar că la nivelul 1, 2, chiar și 3 îți mai slăbuțe. Dar pentru ce ai tu nevoie la început să faci dragonul 3 și 4, chiar nu ai nevoie de iteme de 6. Pentru că ai merge ca prin pită, nu ai cum. De-aia și jocul nu ți-l oferă. Înțelegi? Nu-ți oferă șaseturi pentru că nu ai efectiv nevoie de chestia aia. Uite aici, da. Mergem destul de bine, adică prin dungeon. Decent. Cum ar trebui să mergem în ziua 3-a? Și ți-am zis, când vezi că nu mai poți să faci un anumit număr de level la dragon, de exemplu, sau la alt dungeon, oprește acolo sau dă-i cu unul în spate. Nu mai avansa. Nu te mai chinui în ideea că, wow, poate îl fac. Nu vrei să-l faci o singură dată din 3 încercări, că ai pierdut energie de 2 ori deja, din start. Nu e rentabil, crede-mă. Uite, aici deja e cam la limită cu ceilalți eroi. Ei, te rezistă, că rezistă. E bun. Așa, am făcut Guardian Ring, aia nu prea mă interesează. Uite, ăsta e cu 3 stele. Nu a fost speed, dar e 3 stele, e destul de decent, să zic așa. La început nu prea întâlnești de 3 stele, de obicei cam tot e de 2 stele, cam așa de la început. De-aia cei de 3, țineți că ok, comparativ cu ce o să ai pe cont, adică eu pe contul ăsta, de exemplu, am de 2 și de 1. Primim gemuri, primim queste, reward-uri, nu-i problemă, facem rost de ele aia. Așa, aici deblocăm niște chestii, nu prea te interesează, nu-ți bate capul cu ele la început, chiar nu trebuie să-ți bați capul. 175 energie, aia o să păstrăm ca să-i facem masteriurile la Aethel, pentru că costă 800 de gemuri. Mai ai și varianta să-ți cumperi niște eroi, dar nu merită cu gemurile, cel puțin la început. Deci ai două chestii de făcut la început, ce se merită. Ori să-ți deschizi eroi rari, să-ți cumperi niște pachete care nu merită. A doua variantă, să-ți faci la erou principal masteriurile la maxim, care merită. Și pe același nivel cu asta, cu masteriurile, mai e și chestia cu să-ți deblochezi mina. Nu s-am povestit mica despre mina, pentru că oricum la level 18 de-aia se deblochează. Aia îți duce gemuri pasiv. Deci în fiecare zi îți duce la un anumit număr de gemuri, știi? Fără să faci queste. Că tu momentan acum primești doar din queste când ți se oferă. Da, am uitat aici la Shieldguard. E ce treabă la început. Deci dacă poți să prinzi un erou de asta, e... parfum. Bun, cam asta a fost videoclipul. M-am pupat. Pa!